Se consideră funcțiile f și g definite pe R cu valori în R. F de x egal cu 3x pătrat minus 3x plus 1 și g de x egal cu x minus 1. Să se determine soluțiile reale ale ecuației f de x egal cu minus g de x. Pur și simplu schimb. Cine este f de x? 3x pătrat minus 3x plus 1 egal cu ce înseamnă minus g de x? Minus pe lângă x minus 1. Și să rezolvăm această ecuație. Deci avem 3x pătrat minus 3x plus 1 egal cu, schimbăm semnele din paranteză, minus x plus 1, îi trecem pe toți în partea stângă și obținem 3x pătrat minus 3x plus 1 plus x minus 1 egal cu 0 și reducem termenii asemenea. 3x pătrat minus 3x plus x face minus 2x, 1 și cu 1 se reduc egal cu 0. Putem rezolva această ecuație fie cu forma generală minus b plus sau minus radical din delta pe 2, sau observați că neavând termen liber, putem să o rezolvăm mai repede, fiind incompletă, să dăm un factor pe x. Iată, x pe lângă 3x minus 2 egal cu 0, de unde? Odată, primul factor egal cu 0 sau x1 egal cu 0, da? Sau 3x minus 2 egal cu 0, de unde ce rezultă? 3x egal cu 2, deci a doua soluție, x2 egal cu 2 pe 3. Se observă că sunt numere reale, da? Prin urmare, problema este complet rezolvată.